Ceană Prundeni. Părintele Ștefan Bălașa s-a născut la 6 august 1907 în comuna Prundeni din Vâlcea. După absolvirea seminarului teologic de tradiție, Sfântul Nicolae s-a căsătorit cu Elisabeta Ionescu din Brezoii Vâlcii, care i-a dăruit 4 copii. A fost hirotonit pe seama parohiei Prundeni și a absolvit și Facultatea de Teologie din București. El și-a donat casa și terenul de la Bărbuceni pentru a forma o nouă parohie prin desprinderea de parohia Zăbiden, gest rar întâlnit chiar în perioada interbelică. Ca urmare, activitățile sale pastorale deosebite, a faptului că era un simbol pentru întreaga comunitate, în ziua de 16 septembrie 1959, a fost acuzat, sigur, că nu s-ar întrebea o colectivă mai puternică în localitate din cauza acestuia, a fost anchetat de securitatea din Drăgășani și transferat 10 luni la Pitești, unde de asemenea a fost clumbătut de un anchetator cu numele de Ispas. Părintele Ștefan Bălașa a fost condamnat la 5 ani închisoare corecțională și 3 ani interdicție corecțională prin sentința 167 din 21 martie 1960 a Tribunalului Militar Craiova, având ca termen de liberare 13 septembrie 1964. El a reușit prin inteligență și cu ajutorul Dumnezeu, să demonteze declarațiile mincinoase a 2 martori. La 6 septembrie 1960 a fost transferat la penitenciarul Jilava și apoi a trecut prin lagăle de muncă din Balta Brăilei, Grădina, Strâmba, Salcea și Stoienești, unde s-a întâlnit cu preoții Gheorghe Chiriac din București, doctor în teologie, cu studii în Germania și Grecia, și Aurel Diocel din Negrești, Argeș. La 22 septembrie 1963 a fost eliberat prin grațiere conform decretului Consiliului de Stat numărul 551/1963. După eliberare, a fost supus la numeroase șicane din partea organelor de securitate, neprimind reîncadrarea decât de la 10 septembrie 1964, deci a stat fără serviciu aproape un an, pentru parohia Mădulari Beica Vâlcea, căci departamentul cultelor nu-l dorea ca distinsul părinte să mai fie în mijlocul credincioșilor săi. Aici am avea de remarcat atitudinea chiriacului locului, episcopul Iosif Gafton, care i-a dat pe ascuns, nu numai lui, dar și la 10 sute de alți preoți, sume importante de bani pentru ca să poată să supraviețuiască, lucru care a ieșit la iveală după 1990. Astfel, el la 1 noiembrie 1967 a reușit să se transfere la fișcălia din județul Olt. Aici părintele Ștefan Bălașa a reparat gardul bisericii, a spălat pictura, a electrificat biserica. Din anul 1971, după numeroase demersuri adresate departamentului cultelor și altor foruri de stat, părintele Ștefan Bălașa a reușit să revină la parohia Bărbuceni-Vâlcea, de unde s-a și pensionat la 1 septembrie 1990. Ar fi de adăugat că aceste pregnări după ieșirea din închisori a preoților, a însemnat, și acest lucru nu s-a consemnat în măsura în care s-ar cuveni, suferințe enorme pentru copii și pentru soțiile lor, care n-au fost încadrați în câmpul muncii, așa cum se spunea atunci, pentru că erau soții de deținuți politici, iar copiii au fost dați afară din toate școlile, fără posibilități de susținere materială, trăind în mizerie cruntă și îndurând umilințe de nedescris. A fost profesor.